Gheorghe Țopa, cu vocea sa inconfundabilă, este alături de mine. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația mea și abia aștept să discutăm. Vă mulțumesc. Sigur că am planificat noi mai de mult să ne întâlnim, dar uite, când eu am pierdut vocea, când tu ai pierdut vocea... Așa se mai întâmplă. Da. Domnul Gheorghe, acum 20 de ani în urmă ați fost pe buzele tuturor, să zicem așa, piesele dumneavoastră. Au trecut ani, au apărut genuri de muzică noi, formații noi, artiști noi. Dacă e să comparăm, care este diferența dintre Gheorghe Țopa de atunci și Gheorghe Țopa de acum? Atunci, într-adevăr, erau două programe, probabil, televizate. Două televiziuni, da? Și apăreai în fiecare zi, măcar într-o emisiune, apăreai și tu. Nu mai zic mai multe ori. Dar formațiile care, spre spunem, de rock, alt gen de muzică mai grea, ei nu se afișau și nici nu îi luau un spectacol. Nu erau filmați, ei făceau în studioul lor, eu știu, în subsoluri, undeva făceau gălăgii, băteau tobele, cântau la ghitară. Așa era o... Dacă era un gen de muzică nou, era... Trecea un consiliu artistic, oricare. Eu lucram la filarmonică, știam formații care sunt la filarmonică și ele trebuia să... Noi trebuie să plecăm cu spectacolul de vorbă în Lituania sau în Kazahstan și numai decât treceam și spuneam ce cânturi cântăm, ce versuri. Tot programul asta era primită la Comitetul Central și pe urmă adăuza plecam cu spectacolul. Tot programul o ratam cuiva. Așa venea o comisie și primea. Și de aceea vreau să spun că... Dar mie îmi plăcea pentru că eu am venit și cântam versurile lui Grigori Vieru, lui Matkovski, Pavel Bechet era un textier foarte, foarte bun. Poate n-a să numesc pe cineva, dar să nu supere, dar am cântat muzica lui Gheorghe Mustea, Mihai Dolgan, Oleg Baraliuc, mai încoace și mai mult, mai productiv. Acum ai mai multe informații. Internetul prinde tot. Când este o... Eu nu știu, când e un vers de glumă, când e un vers de distractiv, mai mult are mai mult succes acum, cum era pe timpuri, dacă cântai cântece despre mamă, despre frate, despre soră, cântai cântece de, nu mai zic de țară, patriotice, cum ne spunea. Eu le spun cântece de suflet, că de-amul nu mai pot spune patriotice, pentru că ele de-amul și-au... Le-am cântat atât de mult, ca veniți acasă, ca vin din Munții Latinii, eu știu, vă iubesc popor român, aceste melodii, care nici nu le cântă altcineva, dar nici nu le vezi în radiourile noastre. Chiar dacă am un proiect nou, dar totuși veniți acasă e cel mai... E despre durerea din țara noastră. Da. Exact. Ce momente din anii trecuți în care cariera dumneavoastră era în ascensiune vă lipsesc cel mai mult? Probabil, știți, era o vorbă pe atunci că la spectacol n-avea unde cădea un ac, da? Să zicem. Nu vreau să spun numai la spectacolele mele, dar într-adevăr intra lumea care aveau bilete cumpărate. Pe urmă intrau acei fără bilete, intrau în picioare, dar măcar în picioare să le dea voi la spectacol. Într-adevăr nu era loc. Într-adevăr nu era loc la spectacol. Ea ca, probabil asta mi-a... Dar la fiecare artist îi lipsește aceea atmosferă de pe timpuri. Liliacu, în jurul școlii sau în jurul casei de cultură, tot Liliacu era rupt și a dus nouă în scenă. Dar acum... Dacă tot ați pomenit despre sălile de spectacol pline, probabil foarte multe femei, fete, își doreau să vă cunoască. Vă urmăreau să obțină măcar un autograf de la dumneavoastră, nemai vorbind despre, nu știu, o poză sau un lucru acum pe care l-ați purtat. Acum se întâmplă un lucru feresc, că dacă, de exemplu, ai intrat undeva la o zi de naștere și vreo 10-15 persoane, da? Da. Numai decât 7 din ei te filmează, 7 aplaudă, adică nu prea are cine aplauda, toți sunt cu telefoanele în mână. Dar pe timpuri nu erau telefoanele astea și cred că era... Dar simțeați dragostea asta a fanilor? Sigur, ei vreau să fac o fotografie cu tine sau să aduc o floare, să te vadă puțin de aproape. Dar acum faci un selfie, filmez. Dar să-mi spuneți sincer, ați ieșit vreodată cu vreo fană pe atunci, pe când poate nu erați căsătorit? Nu știu, eu din primii pași am fost căsătorit, așa că întrebarea asta... Nu, cum a ieșit? Cum ai da... Îmi plăcea să dau atenție la lume. Clar că dădeam lume și la cel care o fană și la un om care puțin o poate a servit. Poate puțin a servit în plus, dar el nu știa cum să le dea dragoste către mine. Poate vrea să mă cuprindă, poate vrea să măcar spui mâna. Dar... N-am ignorat pe nimeni niciodată. Chiar aveam eu o glumă frumoasă că era un locuitor care locuia nu departe de Casa de Cultură. Și el avea o vorbă, tot timpul când veneau formații, artiști, el avea o vorbă, spunea că, știți, la mine în Beci au fost toți artiștii. Trebuie dumneavoastră să treceți prin Beciul meu, știți, ca în vizită. Sigur că eu nu servea băutură, dar asta e altă întrebare. Și eu am fost la el în casă, dar în odaia vecină avea o fetiță de vreo 12 anișori și că fata mea nu vrea să iasă. Pentru că dumneavoastră, când ați fost vreo 10 ani în urmă cu spectacolul la noi, eu știu și ce sat, eu nu vreau să dau mai. Deci că toți copiii care s-au urcat în scenă și vă da flori, i-ați sărutat. Dar pe fata mea n-ați sărutat. Și eu atunci am zis că gata, orice domnișoară, orice copil, orice doamnă, dacă este posibilitate, trebuie să o săruți. Dacă e fonogramă și ți încurcă să cânți, înseamnă că nu trebuie să urci pe scenă nimeni. Care a fost cel mai nebunatic gest al unei fane de-a dumneavoastră, de care vă aduceți aminte? Le-au fost atât de multe, dar poate nu au fost atât de importante. Știu fani și acum cunosc care au fost la toate spectacolele. Foarte frumos. Și poate printr-o melodie, că noi cântam câte o melodie, atunci cântam toți, eram mulți, dar... Așa gesturi nebunești n-a făcut chiar nimeni? Putea să întrebată, în loc de un bilețel acolo, scria numărul de telefon, ca să sună înapoi, știți, nu vinea bilețelul, cântați o melodie sau ceva. Vine un bilețel și ai cărora a scris numărul de telefon, că atunci nu erau mobile de telefon. Dar cum reacționa soția dumneavoastră? Era geloasă, eu nu zic că nu, dar numai nu către scenă. Nu către scenă. Dar către fane? Dar cred că nici către fane, pentru că nu era informația de astăzi. Dacă astăzi aș face primii pași, probabil a urmări. Dar imposibil atunci. Noi vă spun că cântam tot, era mult, mult ne aflam în deplasare. Într-un interviu ați declarat că a fost dragoste la prima vedere între voi doi. La prima întâlnire. La prima întâlnire, așa. Da. La prima vedere, și da, corect. Da, deci și a fost reciproc. Nu vreau să spun că a fost reciproc, pentru că soția am invitat-o la o primblare a doua întâlnire. Deci eu nu vreau să spun că n-am fost simpatic pentru ea, pentru că eu cântam la dansuri în orășel și eram olea cu părul mai lung ca alții, băteam la ochi de departe, am fost dansator vreo 3 ani de zile și sigur că aveam și eu o ținută deosebită, așa zicem, da? Și mai ales că au venit foarte mulți prieteni și pur și simplu cunoscuți, pentru că a fost o masă, o ceremonie, a doua zi de nuntă al fratelui meu mai mare. Și am vorbit cu mama, că a doua zi era ziua mea de naștere. Și zic, mamă, dă acolo mai multe sarmale, carne, dă în cuptor mai mult, ca a doua zi să-mi fac și eu ziua mea de naștere și clar că o să o fac cu mâncare caldă, că nu mai... Și mama a dat câteva oale acolo în plus și care i-am întâlnit prin centrul orașului Nisporeni, toți invitam la ziua mea. Și au venit, avem colegi, dansatori, și a venit și ea, a venit cu un băiat. Băiatul cel l-am invitat și a venit cu el. Așa. Dar ei au fost și ei la prima întâlnire, adică prima dată s-au cunoscut și tot au venit așa împreună. Și i-ați furat-o. Nu, n-am furat-o pentru că eu am... Asta a fost 5 mai și pe 9 mai era joc la noi la Nisporeni, se face joc mare și am văzut-o, mi-a plăcut și am petrecut-o acasă. Asta a fost prima întâlnire. Dar cum ați cerut-o în căsătorie? Ea locuiește în Vărzărești, în Șandrini și eu în Nisporeni. Și acolo sunt vreo 2-3 kilometri pe jos. Și ca să nu mă pornesc noaptea așa de departe, tata-socru mi-a permis chiar să dorm la el. Nu zic în prima seară, dar când noi de-am ne întâlneam, și el zice, ei și-ți duc băiatul noaptea pe jos, la 2 de noapte, tocmai la Nisporeni. Aveați emoții? Emoții. Eu mă socoteam fraier pe atunci. Eu de emoții. Acum sunt emoții, mai mult ca atunci. Sunteți împreună de 35 de ani. Așa? Am calculat eu. 35 aproximativ. Avem noi mai mult că băiatul cel mai mare e din 85. Așa. Cum e relația voastră acum? O ajutați la treburile casnice? Chiar îmi este interesant. Cum este Gheorghe Țopa acasă? O ajută pe soția lui la curățenie, la bucătărie? Nu zic că n-am făcut-o niciodată. Păcat să zic că nu. Nu zic că nu pot, dar le dovedește soția pe toate. Probabil, dacă mă roagă ceva să dau cu aspiratorul, o mai fac. Nu zic că nu. Stați în casă la sol? Da, casă la sol și de lucru este tot timpul. Sigur că ce e afară, grădina, probabil. Dar aveți în curte animale domestice, deschideți-ne mai multe paranteze. Aveți o grădină cu legume, fructe sau optați pentru flori? Anul ăsta am încercat și eu spun câțiva pepinași, dar plouă în fiecare zi, nu știu ce o să iasă. Aha. La ce treburi casnice nu vă pricepeți deloc? Da, sincer. Nu știu așa ceva. Probabil nu m-aș băga la mașina și automat să programez hainele dificile sau cum acolo, albe, cu cele sintetice, cu cele naturale. Nu m-aș băga, probabil. Dar în rest, nu mi-e frică de nimic. Priză, puteți pune un bec să schimbați? Puteți? Nu mă apuc. Îmi dau seama acum, dar am un frate mai mare care el e și în puteri și îi meșteră la toate celea. Și alt frate la Nisporeni și tot când am nevoie ceva, îi vin răbdă, îmi construiesc. Fac. Așa. Da, da. Schimb căldura în casă, tot ce trebuie. Ajutor aveți. Da. Aveți și 2 fii. Unul dintre ei este plecat în Canada, așa, a emigrat. Da. Altul este aici, în Chișinău. Nu stă departe de dumneavoastră. Da. Cu el îmi dau seama că vă vedeți foarte des. Cu celălalt, cum rămâne? Celălalt la telefon, ca toată lumea, dar venea în fiecare an acasă. Are deja vreo 7 anișori de când a plecat, poate și mai mult puțin. Dar venea des, în fiecare an venea cel puțin pe o lună. Eu am fost de vreo 3 ori în Canada, soția a fost vreo 4-5 ori. La fiecare naștere de copil a fost, i-a ajutat, pentru că acolo nu ai prieteni, nu există, pentru că ai prieteni, dar toți lucrează, toți sunt ocupați, dar și te ajută, statul te ajută acolo, cât de puțin. După culise mi-ați spus că v-a deranjat cumva sau vă deranja înainte când vă întreba cineva de ce fiul lui Gheorghe Țopa trebuie să muncească și a trebuit să plece peste hotare și vă deranja cumva întrebarea asta? Nu mă deranja, eu nu-mi plăcea întrebarea asta. Dar am trecut și peste asta, dar mi-am dat mie un răspuns, nu publicului, pentru că băiatul meu, când a zis că vrea să plece, el a zis că vrea să plece să muncească. El nu mi-a spus că pleacă A fost și el, cum se pleacă toți studenții prin sistemul ăsta de plecare în America. El a fost în America. Am văzut cum e, am văzut cum muncește. Pe urmă am venit acasă. Pe urmă i-am venit ideile astea. După ce a lucrat la stat și de, ca și acum țin minte, prima lună a primit 2200 de lei și băiatul meu a zis că imposibil. Poate este un termen că la tineri lucrători le dă întâi puțin bani, pe urmă le dă mai mulți. Eu nu știu, nu cunosc chiar tot amănunțul ăsta. Dar el chiar dacă dumneavoastră ați avut posibilitatea să-l ajutați, să se dezvolte. Dar nu era problema în bani, nu era problema în bani. El vrea să câștige banii lui și el a zis că eu plec psihotare. Și de ce eu am fost bucuros? Pentru că eu credeam că băieții mei salentați, cât de cât noi pe lângă casă, că m-ați întrebat, avem animale, ce, n-avem nimic, nu trebuie să săpăm în grădină, că peste tot iarbă. Și mă gândeam că băieții mei, mă rog, nu au muncit din greu, cum noi da. Așa. Sau poate ce a vrut sport, a vrut fotbal, a vrut ce a vrut, acele le-a plăcut, tot au avut, dar n-au muncit. Și când băiatul meu mi-a spus că el vrea să plece să muncească în Canada, eu m-am bucurat. Vă mândriți cu el? Da, pentru că el totuși vrea la muncă. Pentru mine asta a fost și el e și înalt și zdravan și m-am cucerit cu asta. Dar nu v-ați gândit niciodată să emigrați și dumneavoastră acolo? Pentru că știu că este foarte bine. Nu, eu dacă emigram, probabil trebuie să emigrez prin 87, 88, când plecam prin Germania. Atunci puteai să mai rămâi. Puteai să te mai gândești, dar mie îmi plăcea, în afară de a cânta, eu nu mă vedeam în altă profesie și eu, dorul ăsta de a cânta, m-a făcut să vin înapoi acasă. Nu m-am gândit niciodată să rămân, să emigrez. Ce fel de bunel este Gheorghe Țopa? Cum îi alentați pe nepoței dumneavoastră? Sunteți din acea categorie de bunei care cumpără totuși dulciuri, chiar dacă nu este voie? Sigur că ei își cumpără tot ce vor singuri. Deja așa sunt și mărișori și... Deci e imposibil să refuz în ceva. Dar mai apărut acum multe jocuri noi care vor să fac colecții și eu sunt nevoit, când am timp liber, să mă trecem până la magazin. Dacă îi spun că bunelul nu are mulți bani la el, dar câți ai? Ia ca mi-ajunge numai de... El numai ceea cumpără care, din care mi-ajung mie banii. Dar nu... Ce vreau să spun? Părerea mea că dacă poți să le dai atenție, să ai grijă de ei, să nu se lovească, să nu răcească, să... multe lucruri care poți să ai nevoie, eu cred că asta e cel mai mare ajutor care pot să-l dau eu ca bunel. În rest, toate astea materiale, bomboane, jucării, o bicicletă care să o aibă el, astea sunt niște lucruri care ferește, ele trebuie să fie. Eu țin minte cu ce mă jucam eu și mi-aduc aminte, mi-e groază ca să copilul să refuză în ceva. Nepotul. Dar cu nurorile, în ce relație sunteți? Suntem în relații bune, sigur că n-am avut fată în familia noastră, doi băieți, niciodată nu au fost hăinuțe, păpuși. Când văd o lacrimă de la ele, de bucurie sau mă atinge. Sau probabil asta e. Trebuie să ai mulți copii. Toți trebuie să ai mulți copii. Să aibă și băiat și fată. Toată lumea, pentru că până asta e ceea ce rămâne, dar restul tot e trecător. Ce alte pasiuni aveți dumneavoastră în afară de muzică? Of, dar și mai fac eu. Îmi place. Dacă mă iau prietenii la pescuit, mă duc la pescuit. Dacă mă iau la vânătoare, mă duc la vânătoare. Măcar gonaș. Gonaș sau cei care alungă animalele să vină la vânători. În rest, fotbal, cam ne-am lăsat noi, am avut formația noastră, știți că era trupa noastră, echipa noastră, așa. Echipa fotbaliștii, artiștilor. Dar de mult n-am jucat. De mult n-am jucat. Cred că dacă ar fi un anunț, m-aș mai duce. Cred că vă 10 minute m-aș ține eu pe teren. Dacă noi ne rugam, când eu nu eram obosiți, veneam de undeva, avem spectacole, de-am băieții sunau și zic, te rog frumos, măcar pentru reclamă, 10 minute, țin-te pe scenă, pe teren. Și noi 10 minute jucam, reclamă era făcută, părul mare, zbura. Dacă tot ați spus despre păr, vă aduceți aminte de acel moment în care ați renunțat la coafura asta lungă? A, de când am vorbit eu de coafura asta, cum am lăsat-o eu? De mult mi-a dat întrebări. A fost cum a fost. Eu și acum îmi dau seama că eu am putut să-l cresc înapoi. Că nu nimic. Bine, am făcut eu nebunia asta. Că am vrut să o fac. Pentru că m-am frezat în jumătate din lungime. Poate și mai mult de jumătate. Așa mi-a dat sfatul. O să cădeam noi la modă, așa zburlit. Tu nu cânti o muzică rock sau altceva. Tu cânti o muzică pop, muzică de suflet. Și nu-i bine cu părul ceala așa zburlit. Așa m-a sfătuit. Cine m-a mai sfătuit? Eu m-am frezat mai scurt. Și când m-a sculat dimineața, el s-a așezat. Eu eram învățat cu dânsul zburlit, mare. Și de frica aceea, cu nu ne-a plăcut mie cum m-am... Zic, mă duc și mă frezez. Dar era așa un timp, așa era la modă. Băiații tineri se frezau cam lungime cei care vreau. Nu vreau 9 mm acolo. Și m-am dus la frezer și îi spun, el zic, eu nu, poftim, dacă vrei singur. Și am luat singur și am trecut pe mijloc capului și mi-am scos păr. Dar am putut, eu așa mâine îmi dau seama, că am putut să-l cresc înapoi. Nu era o problemă. Dar fiindcă era și moda, fiindcă la mulți a fost straniu, cum Ion Surceanu la primul spectacol am fost. Cum mai noi avem, noi ăștia care n-au păr, mai erau pe acolo până jucau puțin păr, îl mai lichesc, îl mai dau așa, îl mai icesc așa. Dar tu, părul cel bogat, le-ai dat tot jos. Ei, am făcut-o. V-a părut rău atunci? Dar cum poate să-mi pare rău dacă am făcut-o? Dar la mustață v-ați gândit vreodată să o dați jos? Nu, la mustață nu, că asta e tot ce a mai rămas din... Gheorghe Țopa, de altă dată. Și de aceea nu. Într-un interviu ați declarat că s-a schimbat ceva atunci după ce v-ați tuns scurt și s-a schimbat ceva și în cariera dumneavoastră. Poate s-a schimbat ceva, dar spun că era și la modă. Era și la modă. Pierdeai într-o direcție... Clar dar că fanii cum au reacționat? Că până la urmă prietenii ok, dar fanii, ați simțit de la ei același lucru? Asta e problema, că pe timpuri eu nu mi-am dat seama. Nu mi-am dat seama. Cred că e rău, nu-i bine. Cum de ce nu-i bine? Așa o întorsătură. Dar mă uit și la alții străini, acum unul îți vopsește părul sur, altul își ridică în sus, vopsește pe mijlocul verde. Și nimeni nu zice nimic. Altul pozează dezbrăcat, altul... Și nu e nimic strașnic. De ce mă gândesc că și atunci n-a fost nimic. Dar primul spectacol, îl țin minte că acum, când Ion Surceanu mi-a spus de complimentul ăsta acum, de ce am făcut-o, și a anunțat Gheorghe Țopa. Primul spectacol, lumea încă nu m-a văzut. Vorbea lumea, dar nu știa că, uite... Și în spectacol, când a ieșit... Gheorghe Țopa și nu știu, cânti cantonela, nu știu. Dau să ies și lumea țala. Așa un râs. Nu vreau spun că dau... S-o simțit toată sala, pe care a suflat odată toți. Greu. Da, și eu m-am ținut cum am ținut și atunci am înțeles că, uite, ce prostie am făcut. A fost o reacție neplăcută pentru dumneavoastră, dar v-ați așteptat? Nu nimic, dar n-a șuierat nimeni. Dacă șuiera cineva... Sunteți o persoană foarte deschisă cu presa și ați declarat că sunteți un bărbat împlinit. Vă permiteți tot ce vă doriți și m-a impresionat acest lucru. Ați spus că pot să-mi permit să-mi cumpăr o mașină de lux nouă din salon, pot să merg în călătorii. Ce alte lucruri... Da, asta am spus-o probabil Oleg mai devreme, când erau timpurile bune. Așa. Da, am spus-o pentru că, țin minte că acum m-a întrebat ce cadou ai primit cel mai scump la ziua ta. Zic, bă, nu-ți cumperi singur cadouri luxoase, nu-ți le cumpără nimeni. Sigur că orice cumpărătură frumoasă poți să o alipești la ziua ta de naștere. Poți să spui că ai împlinit o zi de căsătorie cu soția, știi, o foaie la odihnă. Dar mă bucur că am timp. Într-adevăr, era o perioadă când eram mult acasă, nepoții s-au născut de la amândoi copii, pentru că Ghena, care a plecat în Canada, la început nu vin copiii când vrei tu. Și era o problemă pentru noi și pentru ei. Au apărut doi băieți nu la puțin timp, așa, unul după altul. Și acum, într-adevăr, cum să nu fiu eu împlinit? Dar cum să nu fiu împlinit? Dacă eu îmi doresc să mă duc să-mi văd nepotul la naștere acolo la o săptămână, eu plec în Canada, înseamnă că sănătos, am posibilități, viața merge. Ce alte lucruri materiale v-ar aduce împlinire? Sau ce v-ați dori și încă nu ați reușit să faceți? Să cumpărați, mai bine spus. Din partea asta le-am pe toate. Eu știu, pot să mai schimb mașina încă o dată, ce pot să mai fac, dar mi-aș dori la casă să mai fac niște schimbări. Eu am făcut casa în 93. Eu în 93 aveam casă în Chișinău. Ce schimbări ați face? Eu știu, schimbă acoperișul. Piscină, vă doriți? Să fac o piscină. Așa. De ce nu? Mi-aș dori niște schimbări la casă. Probabil asta ar trebui mai mulți bani, mai multe investiții, dar să vedem. O să mai vii timpurile bune. Mai punem bani deoparte. Sunteți o persoană sensibilă, totodată puternică. Asta se vede din repertoriul dumneavoastră. Vorba cântecului. Bărbații plâng câteodată? De fericire, da. Și eu am lăcrămat când mi-a spus că s-a născut primul nepot. Mi-a spus, eu știam, dar nu știu cum, nu dădeam așa tare importanță. Adică că acum vrei să naști peste o oră naști. Vrei să naști peste mâine sau încă mâine. Și eu nu mi-am dat seama. Mergeam pe un oraș și mă sună ficiorul, zice că te felicit, ai un nepot. Și eu am simțit că și de fericire se poate de plâns. Ce altceva v-ar face să plângeți, să lăcrimați? Ai, sigur că când pierzi un prieten, mai dureros nu-i, dar să vorbim numai de lacrimi, de bucurie. Să lăcrimăm numai de bucurie. Dar cum sunteți dumneavoastră atunci când vă enervați? Strigați? Da, strig, da. Strig, dar care să mei de casă știu și... Sunteți mai impulsiv? Nu, ridic vocea. Eu și am voce. Nu vreau să spun că eu nu mă strig. Eu chiar și vocea e pusă. Voce pusă, cum spune la noi. Doar am cântat muzică cultă, muzică de operă, să zicem așa, cum e clar să fie. Și dacă mă enervez, se aude peste patru case. Dar soția cum reacționează? Cât de repede mă prind, așa și repede mă stâng. Cum reacționează? Ea e mai calmă, știe să vă liniștească? De fapt, care este secretul? Cum vă liniștește? Nu, dar nu... Depinde. Dar eu spun că neajunsul meu, că eu cam strig. Mergeți des la biserică? Ultimul timp nu prea, dar așa de obicei, cred că numai la Paște, la Împărtășanie. Sunteți o persoană credincioasă? Sigur că sunt o persoană credincioasă, dar tăticul meu, ultimii ani, că clar că când eram eu copil, nu pot să ne aduc aminte toate lucrurile. Tăticul meu cam... greu de picioare, la început era cu o cârjă, pe urmă cu două cârjă în mână și ținea postul tot. Dar noi nu știam de asta. El niciodată nu cerea mâncare de post, că mama avea mulți copii și nu puteam să ținem chiar 40 zile. Așa era la noi, nu știu, care poate să dea Dumnezeu sănătate la cei care pot. Și mama ne făcea tot timpul mâncare. Nu mai zic un ou. La mine mâncarea cea mai preferată era ouă. Și dacă nu îmi dădea un ou, eu nici mă duceam la culcare. Trebuia să bată cocoșul ca să... sau găina. Ca să iasă un ou, pentru că altfel nu mă duceam la culcare. Așa eram eu de avrijit sau cum, alintat. Mama așa îmi spunea, că avrijit. Cred că este cuvântul ăsta în popor. Și... Dar tatul nostru, tot timpul, înainte culcare, când ne scolam, noi ne trezeam mai devreme, când stingem, de exemplu, la școală sau zicem așa, noi trezeam sub... Tata spunea în șoaptă tot timpul, tatăl nostru, dar noi l-auzeam pe tata. Știm că tata spune tatăl nostru. Și mama, dar tata era așa. Dar niciodată nu... Dar nu prea îmbla la biserică. Nu știu de ce. Probabil că era bărbat, probabil că... Nu vreau să spun că la sărbători mari nu ducea tata, că eu nici nu putem să urmăresc așa ceva. Mă ales că... Dar știu că tata mânca pâine cu zahăr, dar nu cerea de la mama mâncare special, pentru că, uite, că ție el post. Copiii se mănânce ori, el nu s-a așezat cu noi la masă, el găsa ce făcea, mânca. Ce regrete aveți sau vise neîmplinite? Dar nu mă frământă nimic. Aș vrea să fie lumea de la pandemia asta să înțeleagă ceva. Am fost la un spectacol unde câteva doamne de vârstă, zicem așa, nu în vârstă tare, erau după gard. Bărbații, ai bărbații să mai duc mai departe, mai lângă Iberia, unde e mai departe, una alta. Cineva dansa, cineva nu dansa, cineva a venit cu văzutul, cineva nu s-a gătit de hram, nu s-a îmbrăcat cu o haină, cât de cât măcar să corespundă, știi? Corespundă să nu fie chiar niște haine care în fiecare zi îmble, totuși e sărbătoare. M-a uimit că lumea, în loc să iasă din pandemia asta, măcar și cu pași încet, dar să iasă cu un zâmbet, să bucure din momentele astea, să vadă cu tot satul, să iasă, chiar și la o oră. Să, într-adevăr, n-am văzut. N-am văzut. Și nu cred că pandemia le încurcă, dar noi totuși n-am învățat. Încă n-am luat lecții de la pandemie. Poate cu timpul cineva s-a dat deștept și a scris cărți, a scris despre perioada asta și cum a trecut el pe asta, cum a trecut altul, dar nu știu. Domnul Gheorghe, din păcate, interviul nostru a luat sfârșit. Mie mi-a făcut plăcere să vă cunosc. Să-l finisăm noi pe o notă mai pozitivă. Eu vă mulțumesc pentru acest interviu de suflet. Cu siguranță o să ne revedem cu multe, multe, multe surprize noi din partea dumneavoastră, pentru că lumea vă iubește și vă așteaptă de fiecare dată. Vreau. Mulțumesc, mulțumesc frumos. Da, Doamne, să fie timpuri frumoase, să ne întâlnim mai des. Așa, mulțumesc de invitație.